O fundație a înființat un adăpost pentru animale cu totul special. La sanctuarul Nima, o mână de oameni salvează animalele de fermă greu încercate și le oferă hrană, îngrijiri și multă dragoste. Adică o viață liniștită și senină pentru cele mai exploatate animale. Zeci de văcuțe și cai care au trecut prin acest loc au un nume, tabieturi și o mulțime de fani pe rețelele de socializare. Sanctuarul Nima reușește să le ofere acestor animale o oază de liniște și cu ajutorul donațiilor. De exemplu, anul trecut, voluntarii au reușit să cumpere o pășune pentru animalele de acolo. Doina Badea, cofondatorul sanctuarului Nima, este acum în direct cu noi la Eroul Zilei. Bună ziua, mulțumesc foarte mult! Îmi place ce se vede la voi pe fundal, văcuțele mănâncă. Când a început această aventură la voi și cum ați reușit să salvați atâtea animale până acum? Bună ziua, vă mulțumim! Aventura noastră a început în ianuarie 2018, când un fermier din zona în care locuim ne-a rugat să-l ajutăm să găsească pentru văcuțele sale un loc în care să nu ajungă la abator, pentru că omul a decis să-și închidă ferma de lapte pentru că devenise neprofitabilă. Căutând un astfel de loc, am aflat că în România nu există unul și până la urmă, în octombrie 2018, am înființat sanctuarul Nima, primul loc din România în care o văcuță nu mai este considerată un bun pentru exploatat, ci un animal aproape ca de companie, care are dreptul la o viață liniștită, la respect și la dragoste. Câte animale sunt în grija voastră în acest moment acolo? Știu că foarte multe au trecut pe acolo de-a lungul timpului. Ați reușit să le luați și o pășune, mi se pare fabulos asta și cu ajutorul oamenilor. Câte aveți în îngrijire în acest moment? În acest moment avem 25 de animăluțe mari, 22 de văcuțe și 3 căluți. Wow! Unde sunteți exact? Ca să vă localizeze telespectatorii pe hartă și cum ar putea să vă ajute cei care vor să dea o mână de ajutor? Sanctuarul Nima se află în comuna Brăduleț din județul Argeș, la poalele munților Făgăraș, în apropierea orașelor Curtea de Argeș și Câmpul Mușcel. Cei care doresc să ne ajute o pot face prin foarte multe feluri. Pot să vină aici să facă voluntariat, pot să cumpere produse personalizate cu văcuțele și sanctuarul de pe shop.sanctuarunima.ro, pot să doneze pe Facebook în strângerile de fonduri pe care le organizăm lunar ca să putem susține hrana și îngrijirea acestor animăluțe, pot să devină părinți adoptivi la distanță, adică să contribuie cu o mică sumă în fiecare lună la îngrijirea unei văcuțe sau unui căluț la alegerea lor. Adică te poți îndrăgosti de unul dintre animalele pe care le îngrijiți dumneavoastră acolo, îl poți urmări pe Facebook și te poți oferi cumva să îi fii părinte tot timpul și să îl ajuți lună de lună. Exact, practic să faci parte din familia lui sau a ei. Acolo ajung la voi animale chinuite, animale bolnave, animale care au fost rănite probabil de stăpâni. Care a fost povestea cea mai emoționantă, cea mai tristă cu care v-ați confruntat de când ați avut această inițiativă și care a fost cea mai spectaculoasă și îmbucurătoare revenire a unui animal pe care l-ați pus pe picioare? Cea mai tristă poveste este, din păcate, a unei văcuțe pe care nu am putut să o salvăm. O văcuță care a fost abandonată chiar în ajun de Crăciun anul trecut în județul Tulcea, de proprietarul ei. A zăcut pe câmp 2 săptămâni, până a fost văzută de un vizitator în zonă, a fost salvată și luată de acolo de asociația Cola Cariola, prietenii noștri, și adusă aici în sanctuar, unde am sperat că îi vom putea oferi o viață îndelungată mulți ani de acum înainte. Însă, din păcate, era atât de grav bolnavă, încât în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am făcut, a supraviețuit doar 9 zile. Au fost 9 zile foarte intense în care am stat cu ea zi și noapte, în care au văzut-o foarte mulți medici, dar pur și simplu n-am avut ce să facem. Cea mai spectaculoasă și mai frumoasă poveste este, în schimb, a văcuței Nima, cea care a dat numele sanctuarului. O văcuță care ar fi urmat să ajungă la abator, pentru că își rupsese piciorul în fermă în care se afla. Cu ajutorul nostru și al asociației Save the Horses România, ea a beneficiat de prima operație din România de chirurgie pe radius. Adică își rupsese osul radius de la picior, nicio văcuță din România nu mai beneficiase de chirurgie într-o astfel de situație, toate au mers la abator. Nima a fost prima. Ea a creat și un precedent medical în România și a determinat, iată, și înființarea sanctuarului. Practic, ea singură
a salvat alte 25 de vieți. Este absolut minunat ce ați reușit să faceți și ce faceți în continuare. Vreau să vă întreb câți membri are echipa, pentru că voi sunteți extrem, extrem de blânzi și de duioși cu toate animalele de acolo și au și programe speciale. Am văzut că sunt pieptănate, masate tot timpul, dincolo de programul de hrană, sigur, și de îngrijire. Câți sunteți acolo și câți locuiți acolo ca să vă ocupați de animale? Locuim 6 oameni aici, eu și soțul meu, care ne-am mutat în Brăduleț acum mulți ani înainte de a exista sanctuarul. Avem și o echipă de 4 colegi, dintre care 3 locuiesc în sanctuar și sunt angajați permanenți ai sanctuarului. Ei se ocupă de fapt de îngrijirea de zi cu zi. Mai avem un al 4-lea coleg din această localitate care lucrează sezonier doar în perioada rece, când avem nevoie de mai mult ajutor. Și avem o echipă formată din voluntari online, din București până în Cluj și Timișoara, care ajută cu postările pe Facebook, producerea materialelor promoționale pe care le vindem pe shop și alte proiecte ocazionale. În total suntem 8-9 oameni. Wow, o echipă care face de toate. Am văzut că la un moment dat aveați și căluții în îngrijire. Care e situația lor acum și dacă mai aveți acum acolo? Avem 3 căluți în îngrijire în continuare, ei locuiesc separat de văcuțe, au o pășune, o curte a lor amenajată cu nisip și trăiesc o viață liberă, nu-i călărește nimeni, nu-i pune nimeni la căruță, nu vrea nimeni de la ei. Unul dintre căluți este și foarte bătrân și trebuie să primească tratament zilnic, are o boală care popular se numește târnăfez, provocată de faptul că a fost muncit la căruță și îngrijit necorespunzător. Boala practic se manifestă ca un enfizem pulmonar, el sărăcuțul nu mai poate să respire bine și în lipsa tratamentului moare. Noi l-am preluat de la fostului stăpân, îi asigurăm acest tratament în fiecare zi ca să ținem boala sub control și sperăm să-l mai avem alături de noi mulți ani de acum înainte. Care a fost pentru dumneavoastră cea mai impresionantă reacție din partea animalelor? Pentru că pozele de la voi de acolo sunt de o blândețe ieșită din comun. Care a fost răspunsul pe care vi l-au dat sau vi l-a dat la un moment dat un animal la îngrijirile voastre și la toată dragostea voastră? Răspunsul este exact cel pe care l-ați văzut în poze și anume blândețea și poate ceea ce nu se vede, iertarea. Majoritatea văcuțelor din sanctuar au fost foarte abuzate și au fost lovite, bătute de oameni de-a lungul vieții lor. Nu aveau încredere în oameni și în momentul în care au decis să șteargă cu buretele și să ierte oamenii și să aibă iar încredere în noi, să ne iubească. Au fost reacțiile acelea minunate. Din păcate, nu mai avem foarte mult timp. Îți mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor și pentru prezență și pentru tot ce faci.